Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre sesizarea pe care a depus-o consilierul prezidențial Maxim Lebedinski la Curtea Constituțională, prin care se cere până la urmă interpretarea privind dreptul președintelui de a înainta candidatura la funcția de prim-ministru în cazul în care Parlamentul nu are o conducere. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Maxim Lebedinski, consilier în domeniul juridic și relațiilor instituționale, reprezentant al președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, domnule! Și cu domnul Dumitru Pulbere, ex-președinte a Curții Constituționale din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic! Bună seara! Domnule Lebedinski, pentru început, haideți să explicăm telespectatorilor așa mai pe îndelete ce presupune de fapt această sesizare pe care ați depus-o la Curtea Constituțională și ce cereți prin ea. În primul rând, trebuie să subliniem faptul că în 27 de ani de independență a Republicii Moldova nu a fost o asemenea criză politică când Parlamentul nou ales nu fie capabil să-și aleagă organele de conducere. Adică elementar, pentru a putea să-și îndeplinească atribuțiile în mod corespunzător, Parlamentul trebuie să-și aleagă președinte sau, da, dacă nu este acesta, funcțiile trebuie să îndeplinească un vicepreședinte, dar dacă nu a fost ales președinte nou, nici vicepreședinți, și respectiv birou permanent, care are competența de a convoca Parlamentul, de a propune ordine de zi, președintele sau cel care exercită funcție de președinte a Parlamentului, nu președinte de ședință, anume președinte a Parlamentului, conform regulamentului Parlamentului, este cel care supune întrebările spre examinare către plen, care anunță rezultatele a votării. Acum a apărut întrebarea logică, ce se întâmplă în cazul în care președintele Republicii Moldova va înainta candidatura la primul ministru, iar organele de conducere a acestuia nu sunt. Elementar, ca să convoci ședința Parlamentului, cum am menționat, biroul permanent trebuie să ia decizii. Nu este birou permanent, nu are cine să îl convoace. Să zicem că se convoacă la solicitarea la o treime din numărul deputaților aleși. Da. Atunci nu avem președinte de Parlament care să supună întrebările incluse în ordine de zi, să le supună votului și să anunță rezultatele votării. Este o dilemă juridică care urmează a fi soluționată. Unica soluție corectă ar fi interpretarea Constituției în partea ce ține de obligația președintelui de a înainta candidatura la prim-ministru împreună cu dreptul acestuia sau obligația acestuia de a dezolva Parlamentul și articolul ce prevede organele de autoadministrare a Parlamentului. Adică, de fapt, s-a solicitat interpretarea la trei articole a Constituției luate în ansamblu. Care ar fi variantele posibile ce ar putea să spună curtea? Spre exemplu, în cazul în care curtea spune că, indiferent de existența sau inexistența organelor de conducere a Parlamentului, președintele sub orice variantă este obligat să inițieze procedura de consultare și înaintarea candidaturilor, atunci în mod firesc președintele va demara această procedură de consultare a fracțiunilor parlamentare și va veni cu careva potențial candidat la funcția de prim-ministru. În cazul în care curtea va spune că nu este posibil, atunci respectiv și președintele își rezervă dreptul de a nu înainta candidatul până nu va exista un parlament funcțional care să poată să examineze o potențială candidatură. Nu știu, o variantă ar treia ar fi să fie ceva în mijloc, dar ar trebui să fie, sau ne așteptăm cel puțin la un răspuns clar, care să nu lase un loc mai larg de interpretare. În primul rând ne așteptăm la un răspuns operativ. În al doilea rând, așteptăm o viziune clară din partea curții cu privire la procedurile care urmează, fiindcă de această abordare ar depinde și soarta
nu a politicului, dar a Parlamentului în ansamblu, fiindcă la expirarea 3 luni de zile de la ședința de constituire trebuie să fie decis ce se face cu acest Parlament și dacă este sau nu capabil să-și aleagă un nou guvern, dacă nu, atunci el urmează a fi dizolvat. Domnule Pulbere, spunea, iată și domnul Lebedinsky că în cei 27 de ani de independență nu a mai fost înregistrată o asemenea situație. Am putea califica acest lucru ca o carență juridică, de ordin juridic? Eu sunt de acord cu domnul coleg Lebedinsky că în trăiești 27 de ani de independență, asemenea cazuri nu au fost. Eu n-aș zice o carență juridică, pentru că uitați-vă, 27 de ani articolul sau Constituția a lucrat și reglamentează modalitatea de organizare, de convocare a primei ședințe de organizare a Parlamentului, le alegi președintele, organele de lucru, așa cum s-a vorbit. Autorilor sau la proiectului Constituției și chiar că aceleași deputați din primul Parlament care au votat Constituția actuală a Republicii Moldova, nici prin cap nu puteau să le vină, nici prin visul cel mai rău nu puteau să gândească că poate să apară o atare situație undeva peste câțiva, eu știu, ani. Situația creată, bineînțeles, că e cam problematică pentru toți. Dar da. cel mai problematic e pentru țara Republicii Moldova, pentru poporul. Pentru că noi, toți alegătorii, am fost la 24 februarie la alegeri. Am ales pe cei care îmi găsă noi de cuvință. Adică le-am încredințat lor mandatul de a dirija, de a conduce țara. Pentru că articolul 1 vorbește a Constituției că deținătorul, suveranul puterii este poporul, dar această putere o execut prin organe eligibile, cum ar fi în caz dat Parlamentul și organele locale și așa mai departe. Deci noi am încredințat acelor partide care au acces în Parlament să porceadă la lucru. Președintele s-a făcut misiunea lui și brava. Brava lui, în primul rând, că nu a participat în campanie electorală. Că el a avut dreptul moral. Adică are dreptul moral să procedeze așa cum a vorbit domnul Lebedinsky. În primul rând, dreptul moral a avut să convoace partidele politice la reședință. Adică le-a dat un imbold, poftim, ia că așadzați-vă, discutați așa mai departe. Parcă după această acțiune a președintelui, acel partid care au discutat cu dumnealui, la noi, la cetățenii Republicii Moldova, s-a creat o nădejde, chiar o să șadă la masă discuțiilor, adică negocierilor și a să discute și a să leagă organele de lucru. Președintele, când am spus și în misiunea, atunci când a convocat prima ședință Parlamentului, asta e obligațiunea lui, atribuțiile de prevăzute de norma constituțională, a convocat. Mai departe, nepufind în stare să aleagă președintele la prima ședință, președintele Parlamentului sare în vedere, Parlamentul a luat o pauză care se află în pauză până astăzi. Dar noi, cetățenii Republicii Moldova, așteptăm, doar i-am încredințat celor deputați care au fost aleși, care au partid politici, care au acces în Parlament, să formeze organele de lucru, apoi a doilea pas care îl trebuie să-l facă președintele, să investească persoana la funcție de prim-ministru. Ceea ce a făcut președintele cu sesizarea de care vorbește domnul Lebedinsky, iarăși a făcut-o corect, din punctul meu de vedere juridic. Bine, situația e stupidă. Parlamentul nu poate să convoace, nu poate să găsească limba comună partidele care au acces în Parlament. Președintele, ca să-i trezească pe toți încă o dată la discuții, încearcă să adreseze la Curtea Constituțională, cu toate că ce-i scris în Constituție, clar e scris. În primul rând, nu s-are în vedere, este organul de lucru al Parlamentului sau nu. Da. În al doilea rând, nu s-are în vedere, poate, adică este situația creată de astăzi sau nu. E scris clar că președintele, consultând fracțiunii parlamentare, dacă trage atenție aici, nici nu se vorbește de o majoritate parlamentară, să desemneze candidatura la funcția de prim-ministru.
văzând că se stopează situația, nu Parlamentul nu poate să convoace, nu poate să organizeze organe de lucru, președintele face un pas, să mă dea spus, doilea pas, înaintează sesizarea la Curtea Constituțională, unii cere o explicație de la magistrații constituționali să spună care e dilema, cum să ieșim din situația creată. Adică la situația asta se gândește nu numai președintele, șeful statului, dar încearcă să implice în disputa asta și pe magistrații la Curtea Constituțională pentru a găsi soluția de ieșire din impasul creat. Iată cum văd situația, dar da. Situația nu atât de plăcut, eu aș spune, cum și... Dacă permiteți da, vă rog, să atenționez câteva momente. Acțiunea dată nu a fost ghidată de necesitatea de a mobiliza noi discuții între forțele politice. Ne-am axat strict pe obligațiile și atribuțiile președintelui Republicii Moldova. Noi nu vrem să fim noi vinoveți de exercitare sau neexercitarea anumitor atribuții. Acum, avem hotărârea Curții Constituționale din anul 2015 care spune că în cazul existenței unei majorități parlamentare la înaintarea candidaturii la prim-ministru, președintele este obligat să se conformeze voinței acestei majorități parlamentare. De aceea președintele în mod firesc, înainte de a începe procedura de negocieri sau de consultări cu fracțiunile parlamentare, i-a invitat pe aceștia pentru a se convinge de faptul dacă există sau nu există o majoritate parlamentară cu o anumită voință. Dacă o asemenea majoritate avea să existe, atunci dumnealor urmau să vină cu o candidatură. În cazul în care nu există o asemenea majoritate sau o voință majoră cu o anumită viziune, atunci președintele este în drept să vină respectiv cu candidatura care o va considera dumnealui, dar respectiv, cum am subliniat, cu consultarea tuturor fracțiunilor parlamentare. Acum apare altă problemă de ordin practic. Dacă ești conștient că nu sunt organe de conducere și înaintarea unei candidaturi va fi redusă la un simplu formalism procedural, adică în popor spus, îți propun candidatul să nu fie învinuit că nu a fost. Eu, într-adevăr, trebuie să o fac acest lucru. Asta cere de la mine Constituția sau trebuie să vin cu un scop real de a propune deputaților să aleagă un prim-ministru, fiindcă viitorul guvern este transpunerea în viață a voinței majorității parlamentare. Da. Asta a fost întrebarea noastră. Noi ne punem suplimentar, în sesizare au fost puse încă câteva întrebări. 1. Ce se întâmplă, spre exemplu, dacă Parlamentul nu se poate convoca? Ce se întâmplă în cazul în care Parlamentul se convocă, dar nu ia nicio decizie? Nu are quorum sau nu votează? Se consideră asta o respingere tăcită a candidatului propus sau nu? Ce se întâmplă, de exemplu, la expirarea la 15 zile, fiindcă fiecare candidat desemnat are 15 zile în care el trebuie să se prezinte în fața Parlamentului cu echipa și programul politic care îl propune, care ulterior, în caz de adoptare, se transformă în program oficial a guvernului. Ne-am pus întrebarea de următorul ordin, adică poate să fie o incapacitate de convocare, dar este decretul de desemnare acestuia, sau ei se convoacă, dar nu iau nicio decizie. La expirarea la aceste 15 zile, trebuie ceva să se întâmple. Următoarea întrebare a fost, dacă asta se consideră respingere tacită sau nu, dacă este în drept sau nu președintele după aceasta să desemneze o nouă candidatură. Fiindcă pentru a dizolva Parlamentul, noi avem, din momentul ședinței de constituire, în total 3 luni de zile, luni de zile, președintele trebuie să vină să se consulte cu fracțiunile și să înainteze prima candidatură. Din momentul înaintării primei candidaturi încep să curgă 45 de zile în care, în caz de respingere a primei candidaturi, președintele înaintează încă o candidatură. După respingerea la a doua candidatură, președintele este în drept să dizolve Parlamentul. Dar asta nu înseamnă că el nu are dreptul să înainteze mai multe candidaturi. Există o altă hotărâre a Curții Constituționale din anul 2013, unde Curtea spune că după 45 de zile, președintele are dreptul să dizolve dacă au fost două respingeri. La expirarea la 3 luni de la ședința de constituire,
în caz de neaprobare a unui nou guvern, președintele este obligat să dizolve Parlamentul actual. De aceea și stă întrebarea, dacă la 15 zile nu s-a întâmplat nimic, în a 16-a zi poate sau nu poate să înainteze a doua candidatură și dacă poate a doua candidatură să fie repetarea primei candidaturi, fiindcă asta tot este important. Este o hotărâre a curții prin care, spre exemplu, înaintarea din partea prim-ministrului în caz de remaniere a guvernului se spune că a doua oară premierul este în drept să înainteze aceeași persoană la funcție de ministru și președintele este obligat să o accepte. Este o situație. Undeva bănuiesc că ar trebui să fie prin similitudine același drept și la președinte, prin care el poate să vină repetat cu aceeași candidatură, dar ne trebuie răspunsuri certe. Noi nu vrem să mergem pe interpretări subiective ale noastre sau a unor specialiști în domeniu. Noi vrem să primim un răspuns cer și clar de la unica autoritate competentă să interpreteze Constituția. Da. Domnule Pulbere, iată, vorbim de două candidaturi, vorbim de termenul de 3 luni de zile. Cum ar trebui să fie privite aceste lucruri? Este obligatoriu ca președintele să numească două candidaturi? Ca după aceea să dizolve Parlamentul? Deci, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, noi trebuie să vorbim de două posibilități a președintelui de a dizolva Parlamentul. Care una cu alta nu sunt legate absolut. În primul rând, în Constituție vorbește că dacă în timp de... Noi vorbim acum de Parlament. Da. Dacă în timp de 3 luni de zile Parlamentul convocat din momentul investirii, deci nu adoptă niciun act normativ, fie legii, fie hotărâri, atunci președintele este în drept, așa scrie, este în drept să dizolve Parlamentul. Este în drept. Dânsul poate să o facă, dar poate să mai încerce niște negocieri sau eu știu, pentru a evita dizolvarea Parlamentului, să încerce de a încă o dată a-i convinge să gândească la ceea ce fac. Deputații să are în vedere. A doilea cale, care e independentă, nu depinde de prima, este ceea ce vorbește domnul Lebedinski de investire în funcția candidatului la prim-ministru. Persoana respectivă, drept s-a vorbit, în timp de 15 zile, trebuie să vină în fața Parlamentului cu programul de activitate guvernului care și cu lista miniștrilor care el îi vede în componența acestui guvern. El în Parlament se discută, deci programa, se discută candidaturile acestui guvern, am vedere candidaturi la post, funcție de miniștri, și primește vot din credere sau nu. Dacă nu primește vot din credere, atunci președintele poate să înainteze aceeași candidatură sau poate să găsa să selecteze oricare altă candidatură. Aici președintele are discreția de a proceda în dreptul lui exclusiv prevăzut de Constituție și iarăși să cere 15 zile. În total Constituția vorbește de 45 zile. Dacă în acest termen nu a fost ales prim-ministru, nu a fost investit guvernul, așa cum noi vorbim că se votează candidatura, programul de activitate și numărul și personal fiecare ministru, atunci iarăși președintele este în drept să dizolve Parlamentul. Adică Constituția, cât și în primul caz, când Parlamentul nu adoptă niciun act legislativ, cât și în cazul 2, când timp de 45 de zile, după 2 încercări, nu se alege guvernul, Constituția nu îl obligă pe președinte să dizolve Parlamentul pe aceste 2 motive de care vorbim. Adică îi dă posibilitate președinte de a mai face niște încercări de a evita iarăși aceleși de care vorbim noi sau se vehiculează azi în societate de alegeri anticipate și așa mai departe. Președintele cred că se gândește la lucrurile astea. De ce trebuie noi să mergem la anticipat dacă poate să ne mai făcut careva încercare de a mobiliza Parlamentul să voteze acte normative sau să aleagă acel guvern de care noi vorbim. Dar fiți de acord că până la infinit asta nu poate să dura și domnul Livinski deja a făcut referință la careva norme hotărârea Curții Constituționale prin care într-un fel sau altul Curtea s-a expus. Cu toate că eu aici
fac rezerve la hotărârea din 15, anul 15, de care Curtea Constituțională vorbește că trebuie să fie numai decât o majoritate parlamentară, eu... Nu numai decât. Ei vorbesc că în cazul existenței unei majorități parlamentare și exprimării voinței de a fi înaintat un anumit candidat, atunci președintele se va conforma ceea ce hotărăște... Dar dacă nu este, atunci președintele e liber să înainteze pe cine consideră el, după consultarea cu fracțiunea. Prin această hotărâre, Curtea a încercat și nu a încercat, chiar l-a pus în președinte, nu contează și nici președinte, noi vorbim din funcția de instituții. De instituții. L-a pus în niște deci imposibilități de a eu legat mâinile într-un cuvânt președintelui, de a întreprinde și alte măsuri care el ca persoană, primă persoană în stat, poate să și obligat să întreprinde toate măsurile pentru a cere ca cât Parlamentul, cât și Guvernul să fie lucrativ, să lucreze pentru beneficiile statului. Dar unica problemă cu cei la ce v-ați referit, ce ține de temei de dizolvare pe motivul neadoptării legilor. În principiu, ambele temei de dizolvare sunt prevăzute de articolul 85 din Constituție și cel neadoptare legii și cel ce vizează neinvestirea Guvernului. Ambele ele se referă la termenul final de 3 luni de zile. Este o hotărâre de interpretare din 98 și suplimentarea a fost completată cu cea din 2013, unde Curtea a explicat ce înseamnă temeiurile respective de dizolvare. Curtea a indicat că pe temeiul de dizolvare pentru neadoptarea legilor se consideră doar faza finală, adică de votare. În cazul în care nu au fost înregistrate proiecte de legi, nu poate fi vorba despre neadoptarea legilor. 1. 2. Trebuie să fie vorba nu despre o singură lege, dar despre un set sau multiple legi care sunt într-adevăr importante pentru societate. Doar în acest caz poate fi vorba despre aceste medii de dizolvare. În orice variantă, președintele, înainte de a dizolva, conform Constituției, este obligat să solicite avizul Curții Constituționale pentru existența temeiurilor. Adică și în cazul neadoptării legilor, și în cazul nenumirii sau neinvestirii guvernului, președintele va cere de la Curte confirmarea existenței circumstanțelor și, respectiv, întrunirii acelor temeiuri pentru dizolvarea Parlamentului. Cel termen de 45 de zile la care se referea domnul Pulbere, el este prezut în același articol 85, numai că la alineatul 2. Curtea a spus că aceste 45 de zile se înglobează în termenul general de 3 luni, în care trebuie să fie aprobat guvernul. Adică, după 45 de zile în care președintele este obligat să înainteze cel puțin două candidaturi, președintele are dreptul să dizolve Parlamentul. Ei au dat o interpretare extinsă a Constituției, fiindcă în Constituție în general era indicat și este indicat că după 3 luni președintele are dreptul. Ce a făcut Curtea? A indicat că după 45 de zile președintele este în drept, cel puțin două candidaturi, înseamnă minim două, dar el poate să înainteze în 3 luni și 3-4-5, măcar și 10 candidaturi, iar la expirarea a 3 luni de zile, de la prima ședință de constituire, președintele este obligat deja să dizolve Parlamentul. Dar fiind respectate acele condiții, în 45 de zile, cel puțin două propuneri. Totodată, în hotărâre din 2015, Curtea a încercat să excludă un abuz din partea președintelui. Ce ar însemna asta? Și anume referindu-se la majoritate. În cazul în care este o majoritate, ca să nu fie o situație când președintele intenționat provoacă o situație de dizolvare a Parlamentului. Adică să zicem că președintele vine cu o candidatură care nu are absolut nimic cu politicul, cu statul, nu are studii necesare, nu are experiență. Imagine, mai departe, vine cu o persoană care este nimeni, absolut, nu poate fi înaintat în credere, dar e intenționat pentru a determina deputații să nu susțină această candidatură pentru a provoca dizolvarea. Anume, în acest scop, Curtea a spus că dacă există o majoritate cu o anumită voință, atunci președintele urmează să se conformeze aceste voințe.
Da. Dar eu, aici vreau să adaug, doar noi trebuie să fim realiști. Da. Noi trebuie să fim realiști când vorbim că este, noi alegem șeful statului. E adevărat? Da. Când alegem șeful statului, alegem o personalitate, o personalitate care nu poate el scoboare la nivelul cealaltă, că îți provoace alegerea începate. Intenționat. E de pe stradă o persoană care, cum spune... Nu, noi tot ne-am gândit până acum că nu e posibil ca Parlamentul să nu-și aleagă măcar un președinte, da, și doi vicepreședinți. E o persoană care eu știu anume, nu îi fie spus așa, că să nu obișnuim pe nimeni, așa că îl propune, poftim, votați. Bineînțeles că președintele tare bine chipzuiește, eu iar vorbesc de instituție de președinte, da, tare bine chipzuiește și studiază balanța politică care este în stat, în Parlament, și propune acea candidatură care, într-un fel sau altul, poate fi acceptabilă de deputați în Parlament. Iarăși revin, când am încheiat gândul cu hotărârea din 15, da, atunci curtea, într-un fel, a încercat să facă parcă bine, cum spune domnul Lebedinski, a început să evite careva abuzuri din partea președintelui, dar însuși curtea abuziv a intervenit în materie constituțională. Constituția, cum am citit, e vorba de fracțiuni parlamentare. Constituția nu interesează majoritatea parlamentară. Da, e foarte bine când este. Când este majoritatea parlamentară, e foarte bine că mai operativ merg lucrurile și mai de folos e și Parlamentul și Guvernul pentru Republica Moldova. Dar nu, mă rog, hotărârea este, ea activează și văd că președinția se conduce de acest document, asta e chestia lor. Dar fapt că noi trebuie să nu uităm că este Constituția care joacă primul rol și nimeni n-are dreptul să intervină în materie constituțională în afară de organul care a adoptat acest document. Dar acest document a fost adoptat de către Parlament, dar Constituția prevede în ce modalitatea de a introduce modificări, completări și schimbări în actul fundamental, legea fundamentală a țării. Da. Domnul Pulzărea are absolută dreptate, fiindcă noi trebuie să facem deosebire între interpretare, asta este competența curții, curtea într-adevăr are dreptul să dea o explicație. Nu ce e cu ce, am să-mi exprim mereu dezacordul, asta e în posibilitatea curții de a veni cu norme noi, proceduri noi, termeni noi, care nu sunt prevăzuți de Constituție. Da. Nu poate curtea, fiindcă istoria este mai veche, da? Curtea inițial a declarat neconstituțională un punct din legea cu privire la Curtea Constituțională sau Codul Jurisdicției, care îi limita competențele și curtea a spus că ea este în drept să-și extindă competențele de sine stătător. Totodată, curtea, printr-o altă hotărâre a sa, a spus că textul hotărârii Curții Constituționale face corp comun cu textul Constituției. Adică, curtea și-a luat atribuțiile de legiuitor constituant. Conform Constituției, noi avem două posibilități de intervenire în Constituție. Da. Unu, prin două treimi din voturile deputaților, cu avizarea la Curtea Constituțională sau prin referendum constituțional, la fel prin avizarea constituțională. Nu are dreptul Curtea să-și asume competențele la două treimi din Parlament sau a cetățenilor la referendum. Da. Este un drept exclusiv acesta. Eu vroiam să vă întreb, iată, cel puțin pentru mine ca și ziarist, a trezit o incertitudine legată de timpul de examinare acestei sesizații pe care a depus-o domnul consilier la Curtea Constituțională. Ce prevede legea? În cât timp este examinată? Pentru că colegii noștri din media spuneau că ați cerut în regim de urgență. Cam ce ar însemna treaba asta? Păi, colegii de la președință, e foarte corect o procedat cu cerut regim de urgență, pentru că starea lucrurilor în țară este de așa natură că arde focul. Noi cumva trebuie să-l stângem, vorbind mai popular. Da? Mai popular. Dar ca tare legea, dacă m-ați întrebat ce prevede, curtea e în drept în timp de 6 luni să examineze orice problemă, care s-a sesizare care intervine la curte. Dar autorul sesizării, fie deputat, fie președinție, fie alt subiect cu drept de sesizare la Curtea Constituțională,
sunt drept să ceară regimul de urgență de care noi vorbim și cred că ceea ce cer colegii la președință e corect. Și nu că e corect, dar e foarte corect și trebuie cât mai posibil de operativ Curtea Constituțională să îi examineze sesizarea care au spus-o sau să respingă sesizarea, să zic că nu-i competența noastră și așa mai departe. Să luăm la modul practic. Dacă mă rog, avem domnul, de o săptămână urmă sesizarea celor trei pretinși deputați independenți care au înaintat o sesizare și mâine se examinează, sperăm că va fi o atitudine obiectivă și față de sesizarea noastră. În cazul în care curtea va neglija sau va tărăgăna examinarea, atunci am să reacționăm pe potrivă, reșind din opiniile noastre, fiindcă nu avem dreptul să lăsăm lucrurile așa. Eu sunt convins că magistrații la Curtea Constituțională tot trăiesc în Republica Moldova, ei văd situația creată și bineînțeles că în măsurile care se dă drepturile de a tălmăci o normă constituțională, îi vor face în mod operativ pentru a dezleaga nodul. Sau cum a făcut Macedon cu sabia, când l-a pus stațul, să înțelege nodul, cine l-a zilegat și l-a rătit. Da. Cine l-a zilegat nodul, așa l-a văzut și împăratul viitorul, l-a luat sabia și l-a tăiat fără să gândi. Iată ce trebuie să fac curte. Operativ, să examineze, să lese o claritate, cât și pentru președinte, cât și pentru deputați aleși în Parlament. Domnule Bedinski, eu vreau să ne spuneți, am o întrebare poate foarte directă. Instituția prezidențială a identificat un potențial candidat pentru funcția de prim-ministru? Nu, cum am menționat, candidatul la funcție de prim-ministru urmează a fi identificat în urma consultării fracțiunilor. Asta este prevăzut în mod expres de Constituție și nu putem la această etapă să vorbim despre un potențial candidat. Bun. Domnul Pulberiu, eu vreau să revin la dumneavoastră un pic pentru a clarifica niște aspecte iarăși juridice. Atunci, iată, când vorbim despre actualul Parlament, vreau să fac referire la blocul acum, care ziceau că a venit cu un pachet de legi și acte legislative pentru a scoate statul de sub captivitate și prin care cereau o serie de lucruri pe care foarte mulți juriști s-au arătat, dacă nu rezervați, atunci am putea spune sceptici chiar la modul în care pot fi ele implementate. Vorbim despre demiterea procurorului general, demiterea conducerii SIS-ului, Comisiei Electorale Centrale, CNA-ului și așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, făcând ancorare în legislația Republicii Moldova, aceste propuneri țin, nu știu, de mitologie sau țin de ancorarea într-o realitate politică, într-o societate democratică? Este atât de simplu acest mecanism de a demite procuror general, de a demite? Absolut nu. Poate la prima vedere, deci eu aș presupune, mai de spus, că de cei ce gândesc proiectele propuse sunt binevenite din punct de vedere a populismului. Da. Dar din punct de vedere a practicii juridici și a cadrul legal, constituțional și alte legi care le avem azi și lucrează în țară, ele nu sunt atât de ușor de soluționat. Eu am mai spus undeva, dar nu contează, mai repet și acum. Personal, am fost raportor, fiind judecător la Curtea Constituțională, am fost raportor pe anumită asemenea sesizare de care vorbiți dumneavoastră. Cum poate fi demiși funcționarii, primii funcționari suspuși în stat, procurorul general, judecătorii la Curtea Constituțională, dar de dânșă de magistrați nu vorbim că acolo e expres, e indicat în Constituție că nimeni nu poate să-i recheme, nu? În caz dacă s-a săvârșit o crimă și a intrat sentința în vigoare și mai departe. Și alții funcționari, cum SIS-ul, cum eu știu ce, Comisia Electorală Centrală, cine mai cere acolo? Nu contează. Curtea Supremă de Justiție. Da, președintele Curții Supreme de Justiție. Noi atunci când spun noi am vedere judecători la Curtea Constituțională și hotărârea ce este în vigoare, e activată și e obligatoare pentru toți, acolo intervenție în normă în Constituție nu s-a făcut, noi am spus că dacă o persoană, noi vorbim de o stabilitate în stat, de o stabilitate a unei funcții suspuse, fie a procurorului general. Președintele, această persoană de către președinte, nu contează care președinte, și modalitatea cum i-a fost numită, dar procurorul general este investit în funcție pe un termen de 7 ani.
Și iată, dânsul este garantat de lege prin și confirmat prin hotărârea Constituției că el se bucură de această stabilitate. Asemenea, și președintele Curții Supreme de Justiție, asemenea și membru CEC și alte persoane s-au spus în caz dacă o guvernare, altfel mai este și o continuitate, o guvernare se duce un parlament, vine altul, acel a numit pe cineva, altcineva care vine nu ar vrea să-l destitui pe X, să-l numească pe Y, ia că hotărârea Curții Constituționale între asta și scopul urmărește, de a da o stabilitate funcționarilor numiți, suspuși, numiți pentru a-și îndeplini funcțiile pe acel termen care este investit în funcții. Este o singură paranteză, în caz dacă persoana X a comis o infracțiune, da, și sentința prin care el a fost condamnat, persoana X este intrat în vigoare. Atunci el este obligat să demită, să depui, își dea demisia sau organul care l-a numit să-l destitui din funcție. Numai atunci. Dar în rest, aceste persoane cu funcții de răspundere, el își îndeplinește funcțiile atâta timp cât e prevăzut termenul de lege. Și da, noi evrei nu ne place foarte mult. Nu ne place pe unul, pe altul, pe Y, pe Y, nu contează. Dar este, ca să păstrăm în stat o stabilitate, iată, legea prevede din felul următor. Da. Domnule Bedinsky, am două întrebări, iată, legate de activitatea instituției prezidențiale. Unul pornește la faptul că anul 2019 ar trebui să fie an electoral pentru alegerile locale. Discuții au fost, cel puțin, destul de interesante legate de numirea datei alegerilor locale. Este o prerogativă a Parlamentului sau cine o numește atunci când el nu este funcțional? Din păcate, ceea ce se referă la alegerile locale, unicul act care în mod expres prevede această competență este Constituția și stabilește că este competența exclusivă a Parlamentului. Adică chiar dacă s-ar face modificări, spre exemplu, în codul electoral, în orice caz, există norma constituțională care spune că doar Parlamentul numește data legilor locale. Sub ce variantă asta ar fi posibil? Altfel, doar în cazul delegării legislative, adică dacă Parlamentul ar delega prin act legislativ competențele sale, spre exemplu, spre guvern sau către președintele Republicii Moldova, doar în această variantă, teoretic ar fi posibil, dar dacă avem un parlament nefuncțional, atunci nici despre o delegare legislativă nu poate fi vorba. Dacă aleșii locali totuși vor da dovadă de responsabilitate, sperăm că să avem o claritate și la acest capitol. Dar la moment rămâne un semn de întrebare și o enigmă cu privire la ceea ce se va întâmpla cu aleșii locali. Există o hotărâre a Curții de mai demult, care spune că mandatul alesului local este de 4 ani de zile din data alegerilor locale generale, adică acuși pe 14 iunie, pare mi se expiră mandatul la toți aleșii locali din țară și este o întrebare foarte delicată ce se va întâmpla în continuare. Și ziceam că mai am o întrebare la acest capitol. Haideți să presupunem, să mergem pe o idee ipotetică. Avem alegeri anticipate. Peisajul viitorului parlament nu diferă prea mult. Cel puțin asta zic și sondajele de opinie. Ne pomenim în aceeași stare ca și cea inițială. Cum se procedează în punct de vedere juridic? Unica problemă este că Constituția stabilește că parlamentul nu poate fi dizolvat decât o singură dată în timp la un an calendaristic. Asta ar fi unica problemă. În continuare, eu cred că totuși politicul trebuie să înțeleagă că nu este posibil de mers pe teoria blocajelor. Unica variantă aplicabilă în politică este practica compromiselor. Nu contează că ești de stânga, de dreapta, de centru, pro-vest, pro-est, pro-statalist. Tu ai obligație față de cetățeanul care te-a ales. Pentru asta trebuie să găsești un compromis care să fie agreabil de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Asta este sarcina politicului. Pentru asta ei sunt delegați în Parlament sau în alte funcții elective pentru a transpune în viață voința cetățenilor. Domnule Pulbere, vă acord aceeași întrebare legată de alegerile locale și legată de anticipate.
În 2000, Parlamentul, printr-o hotărâre sa, a încercat să înceteze înainte de termen, de cei 4 ani de care vorbește domnul Livedinski, a activității organelor locale. Curtea Constituțională, atunci această hotărâre a declarat-o neconstituțională. Neconstituțională. Și alegerile, deci organele administrației publice locale au rămas să activeze pe termenul de cei 4 ani de care e prevăzut în Constituție, în actele normative care completează acest domeniu de activitate aleșilor locali. Cum ieșim din situația creată? Da. Nu știu. Nu știu cum să vă dau, nu pot să vă dau soluția, o soluție în ședința de azi sau la discuția de azi a noastră. Noi hotărâm că așa va fi. Eu vreau să gândesc sau să, cum a spus dumneavoastră, da. Ipotetic. Da. Eu tot vreau să, ipotetic, să spun că eu sunt de parte de gândul că liderii partidilor politice care au acces în Parlament nu duc cont de acele două modalități de dizolvare a Parlamentului, deci de, dacă nu se adoptă niciun act normativ sau nu se investește guvernul, dar în cadrul acelor, domnul Livedinski foarte corect, tăți încadrează aceste 3 luni de activitate a Parlamentului, sau nu duc cont de faptul că s-a prochii anul ăsta rotația alegerilor locale de care trebuie să purceadă sau legii locale generale, alegeri. Dar se creează un haos, reieșind din ce spunea și domnul Livedinski. Nu poate fi alegeri în același an. Două alegeri. Sau nu, două dizolvări. Două dizolvări ale Parlamentului. Da, deci noi vorbim, exact. Dar alegerile locale nu sunt legate dizolvarea Parlamentului. Și iată, presupunem că deci Parlamentul așa și nu reușește să adopte niciun act normativ sau cum domnul Livedinski mai liberal în ceea ce am spus. Eu am spus categoric sau hotărârii sau o lege. Dar dumneavoastră vorbește un cadru legal, adică nu-i mai liberal, el mai dur în caz de față. Eu sunt mai liberal, măcar un act normativ și-ar fi de măcar nu ceva, spun, da? Măcar ceva din toate, da. Dar presupunem că nu se adoptă sau nu se alege guvernul și președintele în cele din urmă se adresează la curte, cum s-a vorbit, și curtea constatează circumstanțele care dă posibilitate președintele de a dizolva Parlamentul, atunci, practic, organele locale lucrează și îndeplinesc funcțiile până la fi ales alte organe sau alți primari, alte consilii locale și raionale și așa mai departe. Alte ieșiri din situație noi. Da. Alte noi. Domnule Bedes. Da, spuneți. Sau, iată aici iarăși, cred că tot președinția a intervenit cu o asemenea sesizare, cum a făcut-o în cazul dat, la Curtea Constituțională, ca să tălmăcească legea ce ține de autoritățile administrației locale. Acolo este o normă constituțională care prevede modul de alegere, de activitate și mai departe, cei 4 ani de care vorbim. Și atunci curtea poate a fi cel organ care dezleagă acest nod. Problema că asta nu este competența președintelui. Asta trebuie să gândească deputații, fiindcă ei sunt cei care au obligația de a stabili această dată și de ce ei și-ar trebui să fie cei care se adresează la... Mai avem, cred că, un minut la dispoziție în cadrul acestei emisiuni. Vreau să aflu de la dumneavoastră. Președintele a fost cel care a invitat la masa de dialog toate cele 3 fracțiuni parlamentare. Vorba de Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Blocul Acum. Iată, așteptăm decizia în alte curți. Urmează ca președintele să mai facă o invitație încă o tentativă, nu știu, de a discuta și de a vedea care este peizajul real și după aceea să ia decizia? Am menționat în cazul în care curtea va spune că președintele, indiferent de capacitatea de exercițiu a Parlamentului, este obligat să demareze procedura, atunci președintele urmează să înceapă procedura de consultare a fracțiunilor parlamentare. Adică sub acest aspect președintele ar urma să demareze acele operațiuni
pentru determinarea candidaturii care ar fi agreabilă pentru majoritate. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctul de vedere exprimat. Dacă mai avem o minută. 10 secunde. Da, vreau să adaug doar o paranteză la ceea ce a vorbit domnul Vidinski. Președintele noi tânăr, energic, cu inițiativă, da, și cred eu că și el să înceapă activa, pentru că nicăieri nu-i prevăzut că el să convoace la prima, da, convocare a celor partide. El poate să mai convoace, poate să facă orice ce. Scenariu? Scenariu, numai că să pornească carul din loc. Vă mulțumesc! Stimați telespectatori, a fost emisiunea Reflectora Analitică, în numele întregii echipe. Eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi. Pe curând! Thank you.